ce televiziune? Zi, care-i planul ăsta cu televiziunea? Planul este felul următor, că am făcut niște gropi acolo. Cineva o să-mi aducă niște antene parabolice pe satelit. Cineva cine? Niște fan de-ai tăi? Un băiat de la Buzău. Niște fan de-ai mei care aseară au fost pe la mine. Așa. Și le-am explicat situația și au zis, stai așa că te rezolvăm noi. Cum? Gratis, îți aducem niște antene, zice. Au și antene de televiziune care merge gratis, cum am avut eu pe atunci de la domnul acela de la Vâlcea. Au și antene de internet care merge și internetul gratis. Și 250 de euro, zici că costă 250 asta. 250 de euro. S-ar fi plătit un rate în timp ce ei spuneau altul. Da. Între timp... Și am zis așa, și am fixat așa, s-a dat 200 de lei, zice, pe lună pentru aparat și 50 de lei, 47 de lei, de fapt, să dați pentru abonament. Să dați cu toate 247 de lei pe fiecare lună. Zice, dacă dați banii ăștia pe fiecare lună, zice, în... deci el, normal, ar face 13 milioane, a zis, și 1300 lei, dar având în vedere că dau eșalonat, face 15. Ah, înțeles. Deci vă dați, la revedere. Și am dat telefonul domnul Marius, la acta, și da. I-am zis situația, zice, da, te duci și plătești 70 de lei, zice, datoria lui Ramona, zice, la noi, la firmă, și eu și-și bacam. Păi ai plătit-o, parcă. Am plătit datoria? Am plătit datoria, da. La acta. Nu o știți treaba, după ce ați plecat dumneavoastră s-a perpetuat treaba asta. Așa. Am plătit datoria la acta și a venit omul și mi-a întins firul înapoi. Și mi-am băgat capul înapoi de la acta. Uitați, capul ăsta gros, uite, ăsta e de la acta, ia uite. Dar de câte ori, tu cred că te-ai abonat la acta și te-ai dezabonat de vreo 10 ceva. Ori? Vreau să retrag cuvintele de la acta, că i-am jignit cu ceva pe acta. Cu ce ai jignit? Păi știți că am zis eu odată că... Se vede foarte bine la Digi și că la acta nu se vede bine, că se vede foarte, foarte prost și că nu sunt mulțumit de acta și nu știu ce. Ei bine, nu. Nu acta a fost de vină. Eu am fost vinovat atunci, pentru că eu am umblat la fir, mi-a trebuit pentru parabolici atunci și l-am tăiat firul de la acta atunci. Și l-am înădit cu niște urjume de cabluri vechi după la mine și în cauza asta se vedea foarte, foarte prost la cablu, dar nu eram noi mulțumit. Am zis că nu se vede bine la acta. Și din contră, vreau să-i spun, trebuie să-i transmit domnului director de la acta că sunt foarte mulțumit de serviciile dumneavoastră, se vede chiar foarte bine. Se vede chiar foarte, foarte bine. Ah, dar ăștia de la acta, de ce vina tot... mea a fost la acta, dar că de am tăiat firul. Așa, și a venit și te-a băgat iar la acta. Dacă am plătit, a zis, voi să figurez, mi-a apărut pe telefon ce te-ai achitat, gata, am venit să te cuplez înapoi. Hai să te... Și a venit frumos, a urcat pe stâlp și... Numai bine. Deci numai bine a picat, pentru că azi de dimineață m-a recuplat acta. Și seara n-am mai vrut aparatul să mai meargă pe Digi și nu mai aveam televizor. Nu mai aveam la ce să mă uit. Și numai bine a picat că m-a recuplat acta înapoi și am avut televizor în continuare. Doamne ferește. Altfel n-aș mai fi avut. Deci cum ai zis că îl cheamă pe omul ăsta de la acta? Domnul Marius sau cum îl cheamă? Da, domnul Marius, că mi-a zis ce ai făcut, m-ai făcut și pe mine de râs acolo, m-ai făcut de cacao. Nu că nu. Zic, de ce? Păi zice, ai spus acolo că se vede proști și m-a luat domnul director pe mine. Bă, ce ai făcut, bă? Uite ce Artur de noi, că ce lucrare ai făcut acolo proastă, ce că ne face ăsta de râs acolo. Și dar ce tu nu ești spui, chiar să-i spui pe filmare sau de domnul director că tu te-ai urcat pe stâlp și ai tăiat cablul de la noi de la acta și l-ai nedic cu niște cabluri proaste și vechi și de-aia se vedea prost. Aia de ce n-ai spus? Nu, spus numai că domnul Marius nu mi-a făcut treaba bună. Dar domnul Marius, de care zici tu, stă foarte mult pe stâlpul ăsta la tine aici, nu? Își petrece o mare parte din timp aici, nu? E un fel de birou al doilea. Tu, dacă nu s-a urcat și atât. Își petrece jumătate în viață pe stâlp la mine. Da, dezabonați-mă, abonați-mă, dezabonați-mă, abonați-mă. Nu, că n-ai bani să plătești, la Digi la fel, dacă n-ai bani să plătești, este decuplează. Și ca asta recuplează înapoi, mai dai o taxă de 20 de lei. Înțelegi? Oh. Plus datoria care o ai. Însă acum să zic, să nu zic, nu știu cum să zic. Zic ce să dacă e să se întâmple ceva să răsfrângă și asupra dumneavoastră să-i trimiteți la mine că eu sunt drept răspunzător. Eu nu mai vreau să continui cu Digi. Țin să vă spun foarte, foarte clar că îmi pare foarte rău că am intrat cu ei, că am atâta. Și acum e clar, rămâi pe cablu. Da, rămân pe cablu. Ai... Rămân pe cablu, vedem acum când. E problema și cu cablul ăsta. Iar e problema mare și aici. Nu că n-aș rămâne. Domnul Marius, trebuie să... Nu când trebuie să vină pe stâlp. Nu că n-aș rămâne. Așa, nu. Dar... Problema este că se aude că cei de la Digi ar fi cumpărat firma acta. Așa. Și acta mai merge cam 2-3 luni de zile și după aia și încetează emisia, rămâne ăia de la Digi. Și automat dacă și încetează emisia, nu o să mai ai nici cablu. Așa de la Digi nu stau toată ziua pe stâlpul tău aici, nu? Nu, și dar ăia de la Digi zice că nu pot să mai intru eu. Da. Știi? Și ai un plan B. Am un plan B și un plan C. Un plan B. Ce? Un plan B ar fi să bag pe alt nume. Așa. De la Digi tot la această adresă. Oricum am să trec pe televiziune proprie, particulară. Ce? O să trec pe televiziune particulară.
O să-mi fac televiziune pe cont propriu. I-a spus și lui domnul Marius să vină să taie cablu? Sau mai durează un pic până îl chem, nu? I-a spus domnul Marius, stai liniștit, că dacă dispare acta, te angajezi la mine. Domnul Marius e o bomboană de om. Ce televiziune, mă? De om. Ce televiziune? Să vorbească cu oamenii. Ce televiziune? Zic, care-i planul ăsta cu televiziune? Planul este felul următor, că am făcut niște gropi acolo. Cineva o să-mi aducă niște antene parabolice pe satelit. Cineva cine? Niște fani de-ai tăi? Un băiat de la Buzău. Niște fani de-ai mei care aseară au fost pe la mine. Așa. Și le-am explicat situația și au zis, stai așa că te rezolvăm noi. Cum? Gratis, aducem niște antene, zice. Au și antene de televiziune care merge gratis, cum am avut eu pe atunci de la domnul acela de la Vâlcea. Au și antene de internet care merge și internetul gratis. Și ți-aduc fanii antene? Aduc 10 antene, da, alea 10. Aia e 10 antene. 10 pentru că vine cu țeavă, le pune toate pe postament, ei le instalează, ei le montează, ei le prinde cablurile acolo. Zice, nu te interesează pe tine să umbli vreodată ce acolo. Unde găsești tu fanii ăștia așa de treabă care... Hai de capul meu. Hai și... Așa. Una, dar în antene o am aceea, pentru că e antena de la Telecom, care bineînțeles că n-am mai plătit abonamentul, a rămas antena. Și o folosești și pe aia? O folosesc și pe aia, da. Aia va fi prima care va fi pusă. Aia va fi pusă prima sus în cap, hai, standard. A doua și pe aia să o vedem. O să vină o stație de radio emisie, o să vină mai multe. Stație de emisie. Du-te, Artur, și a doua antena, stație de emisie, recepție ne trebuie noi. Hai, Artur! Unde o ții? Sub pat? Hai? Ia uitați-vă! Ia uite ce e aici! Dar unde ții tu aia? În casă? Da, sub masă. Sub pat. Ia uite, mă! Așa, bun. Ia uite, mă! Și ce faci cu ea? Ia uite cu alea! Să-ți arăte băiatul cum se instalează. O antenă, satelit. Ca să știi, ia, știi. Ca să știi și mă, dar nu știu. Așa ceva. Uite, avem două cabluri aici, vezi? Eu am două cabluri aici. De ce am două cabluri, domnul? Domnul Răzvan, pentru că uite, avem aici noi, ce avem? Uite, avem o priză, avem LNB-ul, așa se numește ăsta. El are 4 intrări, da? Așa. E, de aici poți să pui 4 televizoare. Da? Pe antena asta, da. 4 televizoare. Și atunci, noi ne legăm cu ăsta, uite aici. Uite sistemul ăsta, el o să vină, uite așa, nu? Că trebuie să potrivește, că e același de la acta. Piulița e, asta e de la fibră, e de la acta. Și se potrivește, se potrivește, l-am adaptat. I-am făcut noi o adaptare, știi? Și uite, el se potrivește, uite așa, intră, uite așa, au ce bine se vede. Așa, se trage asta pe urmă și pe urmă va veni antena sus, uite așa.